Bine. Tot eu sunt ăla. Da, mai bine. Analizează mai bine situația, să vezi de unde s-a început totul. Bine, mă. De la faptul că tu nu știi să asculți. Eu chiar ascult, nu știi să asculți. Hai, lasă-mă, tu ești atotștiutor, Raimu. Tu ești atotștiutor. Dar spune și mie, eu tu ți-am ești... cerut ție părerea, hai, cum mă, să fac, da, cum să nu fac. Știi ce, din moment ce ai și tu iubită, dar nu mă interesează. Dar nu, pur și simplu, nu mă interesează părerea ta, de exemplu. Eu vin ție și spun... Pune cartoful ăla mai încolo, bine, fă ăla, okay, da? Atunci nici persoana mea să nu te mai intereseze. Dacă ceea ce scot pe gură nu te interesează, nici persoana mea să nu te intereseze. Tu ai stat cu omul ăla când am vorbit să vezi tu ce a zis? Dar nu mă interesează. Am venit și eu cu idee, da? Tu ai venit cu idee, ți-am lăsat să-ți faci ălalt tău. Ți-am zis ce să-i bagi, cum să-i pui? Raimond, zi, te rog frumos. Ți-am zis eu ție, bag aia, fă aia. Raimond, nu a fost o comandă, a fost o idee. Dacă vrei, o făceai, dacă nu, nu. Dar trebuie să știi să asculți. Nu, nu m-am supărat, dragă. Nu, Raimond, când ți-am zis eu, dacă puteai să faci pătrunjelul cu untul, tu iar începe. Da, așa. Iar îți fă-ți, ai avei ălalt tău, fă-ți îl pe ălalt tău cum vrei. Raimond, trebuie să mă lași și pe mine să stau cu o idee, da? Poate momentul ăla luminează și mie creierul. Bun, și fă-ți îl tău. De ce nu încerci să asculti? Și făceam o probă. Dar de ce nu încerci să asculti și părerea mea? Dar de ce să ascult dacă eu așa vreau să fac? Ok, dragul meu, fă tu ce vrei de acum înainte. Vorbesc foarte serios. Deci vezi să viața ta de acum înainte. Dacă tu nu înțelegi că și iubita ta are dreptul de a vorbi... Dar nu mă interesează, tu ți-l făceai cum vrei tu, erau două bucăți. Okay. Tu de îți pui ce vrei tu în el, eu îmi pun ce vreau eu în el. Era logic. Okay. Puteai să faci și a treia porție cum vrei tu. Aia vreau să o fac eu. Problema, tu nu înțelegi care este. Problema este că tu nu încerci să auzi și ce vrei să spui. E a șaptea oară când ne certăm pe subiectul ăsta. Nu te mai băgam subiectul ăsta. Eu vin la tine și îți dau nu să ne mai băgăm, pentru că în momentul ăsta fiecare pe treaba lui. Fiecare pe treaba lui, că tu nu mă iubești. Am zis, tu da, la tine totul e clar. Da, nu te iubesc. Da. Ce mă așteptam? Da, îți spun și care e motivul, dar o să-ți spun în direct că știu ce vrei. Crezi ce vrei, nu mă interesează. Nu crezi ce vreau, eu știu care e motivul. Deci chiar nu mă interesează ceea ce crezi. Crezi că n-am observat, sunt prost? Crezi ce vrei. Da, crezi ce vreau. Ți-am spus. Chiar nu mă interesează. Crezi că tine nu te-ai interesat de mine, măi, în primul rând. Ei, bine. Te-ai interesat de mine? Zi, te-ai interesat? Da, nu mă interesează. Stai așa și crezi ce vrei. Chiar nu mă interesează. Când te interesează, arăți. Nu. Da? Tocmai, nu mă interesează. Nu mă interesează, așa cum nici pe mine nu te interesează când am eu ceva de spus, nici pe mine nu mă interesează ce vrei să spui. Un lucru, eu mă chiar bag, nu mă interesează ce vrei să spui. Tine. Nu, tocmai, nici eu să mă bag peste tine. De acum ai de fiecare cu treaba lui, clar. Fiecare cu treaba lui. Da. Că ți-am mai zis ție cum ești atunci. Dar tu nu crezi, că ești. Ok, crezi ce vrei. Păi asta e adevărul. Nu îți permit ori de câte ori să ne încercăm să mă jignești. Dar te-am jignit azi cu ceva? Nu, dar ceea ce zici acum. Ce zic acum? Hai zi ce am zis. Zi? Nu, și ai zis foarte multe. Nu, n-am zis nimic. Repetele. Nu repet ce ți-am zis, că să nu te bagi în treaba mea când gătesc. E singurul hobby care mi-l pot face aici. Poți să-l faci în fiecare zi, dar asta nu înseamnă... Atunci când facem ceva împreună, e frumos ca amândoi să-ți dea cu părerea, poate găsim o soluție mai bună. Așa se face. Dar tu ești atât de încăpățânat. Dar nu sunt încăpățat. Dacă mie, eu când nu fac un lucru cum vreau, eu nu-l fac întreg. Mă simt că nu l-am făcut eu. Înțelegi? Și bine, nu mă interesează. Nu te mai interesează. Nu, nu, deci chiar nu mă interesează. Nu te mai interesează. Ziceam eu ceva, dar... Zici ce vrei. Nu zic că oricum, ești, numai de așa ceva ești bun să zici multe. Numai de așa ceva să bun. Ți-am zis, ai prins, știi ce zici? Las că prostul mă iubești. Nu, deci chiar nu cred că mă iubești. Deci chiar nu cred că mă iubești. Eu pot să-i drept, eu pot să-i dălea, eu pot să una alta. Hai, hai! Ieși! Ieși ca să nu ne bate mai! Nu! Ieși! Ieși așa! Da, mă, ne, da.